Da, mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, noi începem sesiunea parlamentară de primăvară-vară. Anul trecut, de când a fost numit prim-ministru, au fost mai multe încercări de a invita pe dumnealui să prezinte raport. A trecut un an și ceva de activitate, conform și regulamentului și legii cu privire la guvern, prim-ministru este obligat să prezinte raportul în Parlament, cel puțin o dată în sesiune. Din aceste considerente și bazându-se pe articolele respective a regulamentului a Parlamentului, noi solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte raportul respectiv în cadrul ședinței în plen.